toate suța cu povești, la noi ați poposit și faci tot ce dorești. Avem princip prințese, copiii talentați, dovește unicoare, pe copii mărici dați. Dragi prieteni! Bună dimineața, George! Bună dimineața, dragi copii, dragi părinți, dragi bunici, dragi pisici, dragi căței, dragi șuricei! Bună dimineața, suntem înconjurate de copii minunați, noi oarecum unii a emisiunii noastre. Și este o dimineață plină de povești și poveste, evident, George. Da, ne aflăm aici la Căsuța Poveștilor și mulțumim frumos că ne-au permis cei care organizează aici foarte multe ateliere frumoase de povești și de actorie să ne bucurăm de acest spațiu frumos, pentru că este un spațiu chinat poveștilor. Noi suntem emisiunea Trăisuța cu povești și toată lumea învață să povestească, să știe să exprime tot ce simte prin povești. Prin cuvânt, nu? Prin cuvânt. Bineînțeles, o foarte frumoasă formă de artă, de a spune povești, este filmul. Și tema noastră de astăzi, a emisiunii, este Lumea filmului. Ei, și cum bine ne amintim, cu mulți ani în urmă, noi ne uitam la televizoare. Eu mi-amintesc, sincer să vă spun, copii, eu mi-amintesc când mama mea a adus acasă pentru prima dată un televizor color. Color sau avea sticla aceea? Nu, deci era televizor cu lămpi, așa vechi, așa avea o coadă mare, nu e acum așa subțire cum e acum. Și a dus prima dată, aveam televizor alb-negru când eram micuță. Și când a dus prima dată un televizor color, în 1990, parcă, sau 91, era mare minune. Să ai televizor color, mai ții minte, da. Și ne uitam câte o oră, două, cât aveam voie. Am rămas, stăteam așa, mă uitam pe marginea canapelei, uitam așa, Doamne, culori, nu venea să cred. Da, este o lume foarte frumoasă, lumea filmului. Da. Mai ales da. Noi românii ne putem mândri cu mulți actori foarte talentați. Da, așa este. Eu mai ales pe domnul, pe maestru, că îi place maestru, îi se spune maestru Ion Besoiu, îl cunosc foarte bine și mi-amintesc de el, de la el multe am învățat și ne spunea și cum trebuie și ce să faci. Ei au și știu, au arta lor, în schimb noi ce puteam vedea decât filmele în care au jucat și nu știam cât de greu este să joci. Nu e o meserie ușoară. Așa este, nu e deloc și este un lucru foarte diferit, de exemplu, de teatru. Dar haideți să prezentăm frate pe copilaș, să îi cunoaștem mai bine. Da? Specificăm de acasă. Da. Bună dimineața, cum te numești? Cristia Sără. Și câți ani ai? 10. Mai departe, cum te cheamă și pe mine mă cheamă Ana și am 9 ani. Pe mine mă cheamă Sergea Maria Gheorghe și am 10 ani. Sergea, mai fost la noi în emisiune mai de mult, mai acum, aproape un an de zile. Pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Patrick și am 6 ani. Pe acolo cu mânuța, acolo la cameră. Așa. Mai departe, pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Ana și am 6 ani. Și fă cu mânuța lui mami acolo. Așa, bravo. Mai departe. Pe mine mă cheamă Mila și am 7 ani. Și fă cu mânuța acolo la mami și la tati. Care tati ei este, de altfel, Alex Mărginanu, actor, printre altele, și de film foarte, foarte bun. Mai departe, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Alexei. Și câți ani ai, Alexei? 5. Fă cu mânuța acolo, mami. Acolo, așa. Mai departe. Și aici avem o domnișoară pe care voi deja o cunoașteți de acasă. Eu mă numesc, bună dimineață, mă numesc Anastasia și eu am 8 ani. Anastasia, te-ai făcut o tabără de film, adevărat? Da. Acum cât timp? În vară. În vară? Și cum a fost? Foarte fain. Mai vrei să mergi? Da. Să ne spună și nu câteva cuvinte la Anastasia. Hai,
povestește. Despre ea spune cum a fost. Hai să ascultăm pe ea întâi, apoi te ascultăm și pe tine. Așa. Păi, acolo m-am întâlnit cu niște actori mari. Care? Nea Pofa din La Bloc, cu Demișan, cu Monica Davidescu și am jucat într-un film. Dar te învățau cum să joci într-un film? Da. Aha, și cum se numește filmul? Vacanța. Ce ai făcut acolo? Adică cum stăteai în fața camerei și spunea, zi, spune textul și tu spuneai? Care? Nu, te dea o foaie, trebuia să citești și să memorezi și apoi să spui în fața camerei. Deci nu e ușor, trebuie să înveți un text pe care să-l reproduci, să-l... Da. Să-l joci, să joci rolul, practic. Da. Și uneori trebuie să și duble, nu? Adică cred că știi ce înseamnă asta. Da. Cum e cu dublele? Ia zi-ne. Este un pătrat care este aici ca și tăiat. Se zice și zice dubla filmul ăla, partea aia. Și tot așa zice de câte ori trebuie. Și se filmează exact aceeași scenă de mai da. Multe ori, nu? Da. Și nu e obositor? Este obositor. Dar când îți place să faci ceva, o faci. O faci cu drag. Și de 10 ori. Da. Foarte bine. Da, ți-ar plăcea să fii și actriță? Da, mi-ar plăcea. Păi la câte talente ai, măi drăguță, măi, cine știe, cine știe. Dar noi mai avem o actriță mai mare, ce zici? Și domnișoara. Pot să spun că am făcut am făcut și eu, am jucat în câteva filme și de lungmetraj și de scurtmetraj. Cele de scurtmetraj a fost apărut mai lung decât mă așteptam. I-a fost un scurtmetraj de vreo cred că 3 minute, dar am lucrat vreo 3 zile la el. Pentru că așa se întâmplă totdeauna. Da, trebuie să stai cu textul exact cum a spus și Anastasia, stai cu textul în față, îl înveți pe de rost. Da, da, doar că regizorul îți spune la început cam ce-ar vrea el, nu e ca la teatru, adică nu stai atât de mult să repeți, dar aproximativ așa este, pur și simplu stai, iei textul în mână, nu? Îți spune regizorul cam cum ar vrea tu să interpretezi scena respectivă și mai apoi zice ok, acțiune, motor și tu trebuie să faci asta. Da, cam asta e. Greu, dar e frumos. Cred că e frumos, nu? Da, e spre deosebire de teatru. Amintirea în film este că o ai toată viața și poți oricând să te uiți din nou la acest film, în timp ce un spectacol de teatru are o candoare și un moment care se pierde după aceea. Un film de lungmetraj, cam în cât timp se finalizează toate aceste filmări? Păi, poate să dureze cam un an, poate chiar 2 ani. Da, da, și 2 ani. Adică filmarea poate să dureze, să zicem, câteva luni, dar montajul, editarea durează enorm de mult. Da, tu știi ce înseamnă să montăm o emisiune? Imaginează-ți asta la superlativ, cu muzică, cu filmare. Da, da, da. E cap. Complicat, da. Pus înainte, e când se face echipa, regizorul se gândește cine face, producătorul, castingul, să aleagă actorii potriviți. Deci durează, poate să vezi și 3 ani de zile. Deci avem și noi actriță între noi. Ți-ar plăcea să joci într-un film? Cu mari actori ai noștri, români. Sunt unele filme care mi-aș dori să le joc și eu, altele nu neapărat, nu am așa. Faptul de a fi între copii și a fi lângă tine și lumea noastră, poveștilor, mă bucură nespusă, știi? Că sunt foarte mândră că sunt româncă și chiar mă uitam aseară la un film Moromeții. Atât de mult îmi place să văd, îmi plac filmele românești, sunt minunate și efectiv mă duc înapoi puțin în copilărie și mi-amintesc când văd căsuțele de pe vremea bunicilor. Așa. Apropo de copilărie, ce spunea Andrada mai devreme, dragii noștri, trebuie să vă spunem că n-am ales această temă a filmelor așa întâmplător. Ne aflăm într-o sâmbătă exact înainte de săptămâna altfel, ceea ce înseamnă că avem niște surprize pentru voi în săptămâna viitoare. Mai precis, vreau să vă spun că filmul internațional este un festival internațional de film pentru copii care se numește Kinodiseea. Acești organizatori minunați care au făcut acest festival sunt deja la 7-8 ediție, în Arad sunt pentru prima dată și vor pregăti în fiecare zi, de la ora 10, de la ora 12, de la ora 2, de la ora 6, filme pentru copii. Grădiniță, școală, gimnaziu și chiar liceu. În fiecare zi, intrarea este liberă.
între data de 18, care este chiar luni, și 22 aprilie, care este evident vineri, dar la cinematograful Arta din Arad, pe strada Vasile Alexandrina, numărul 2, vă așteptăm cu mare drag să mergeți. Este un eveniment finanțat de Centrul Municipal de Cultură Arad, cu sprijinul primăriei Arad. Mai multe informații le găsiți acum pe burtieră, mai precis www.kinodisea.ro și www.cmcarad.ro, unde găsiți și programul. Sunt foarte multe povești vechi pe care ei le prezintă și de altfel să avem și noi o surpriză, o poveste foarte frumoasă și veche de pe copil, de când eram noi mici, de pe vremea copilăriei noastre, de pe vremea copilăriei noastre, da. Da. Haideți să vedem despre ce este vorba. Haideți. Dragi prieteni, deja ne-am pregătit, copilașii s-au așezat deja pe jos, pe pernuțe frumos pregătiți, ca să asculte o poveste. Și nu va fi o poveste oricare. Aici, la Căsuța Poveștilor, se spun foarte multe povești, în tot felul de forme. Dar de data aceasta, cum v-am promis, o să fie, fiindcă toată tematica emisiunii este bazată pe lumea filmului, o să fie o prezentare de film, diapozitive. Mai ții minte, Andrada, când erai tu micuță? Ții minte și mai ales tata îmi punea când eram mică și o să mă uit pe diafilme. E minunat. Da. Și mai ales că acum se vor uita și ei la același lucru pe, la care ne uitam și noi. Și la care se dau cu siguranță și părinților când erau micuți. Este o fărâmă din copilăria părinților noștri și a noastră. Ei n-au mai prins-o și cred că este minunat că putem să le oferim această șansă. Haideți, urmărim! Dragi prieteni, Todi, uite-te puțin la mine. Acesta este un diafilm. Vedeți? Ia uitați-vă, le-am legat exact cum se face și atunci așa cu scoș frumos. Acolo înăuntru se pune un film, exact cum era de mult, mai de mult o rolă de film, știți? Uitați-vă așa. Ei, și înăuntru ele rulează, se luminează prin această parte aici unde este lumina, beculeț, și aici așa în față iese imaginea și se proiectează până acolo. Noi puneam mai de mult pe cearșaful alb sau pe peretele alb din casă. Ia să vedem, ce scrie acolo, copii? Animalii. Studio cinematografic. Fic? Anima film. Prezintă. Hai să vedem ce poveste prezintă. Capra cu treiezi. Hai să vedem noi. Descrisă de cine? Știți voi de cine scrisă Capra cu treiezi? De Ion? Ion. Foarte bine. Ia uitați-vă. Într-o căsuță cu pridvor de lemn și cu... Ce scrie acolo? Mușcate. Mușcate roșii. Lângă. Lângă. Labiță. Așa. Lângă, așa locuia o capră care avea trei... Iezi. Iezi. Iezișoare, da, ce drăguț. Ținu cel mare și cu cel mijlociu. Erau tare o... Așa este. Însă cel mai mic era mai cumin. Cel mai cuminte. Exact. Într-o zi, da? Capra este că se duce în pădure să le aducă de ale gurii și să nu deschidă ușa nimănui. Bravo, Sara, foarte bine. Așa. Dar când se întoarce, așa? Pentru că ei s-au recunoscut după pe la azi, o să le spun așa. Ies, ies, ușa. Că mama va duce vouă. Florile pe sub siori. Așa. Bun. Pe urmă, ce spune acolo? Ia spune, spune Ana. Nu ai nicio grijă, mămucă. Făgăduire iezii, da? Adică promiseseră iezii. Așa. Apoi capra și se duce în treaba ei. Așa. Rămași singuri iezii răsără. Traseră ușa de grabă zăvărul. Iar încuind ușa așa cum îi sfătui mama și se apucară de joacă. Bun, bravo! În dușman
chiar cu mătru papere care de mult poftea să papereze, a tras cu urechea ce vorbea capra cu dânsii. Aha, ia uitați-vă ce rău și ce viclean este. Așa e bine să facem. Da. Opa! Îndepărtă bine capra, că lupul cucuiez, ușa, bă, ușa, descuiet. Cum îl auzi, iedul cel mare sări să treacă zăvorul. Noroc cu iedul cel mic l-a oprit la vreme zicându-i, nu deschide de mă. Frățioare! Frățioare! Glasul acesta nu este acesta. Al mamei este un glas gros. Gros și răbușit. Exact. Și ce face atunci lupul? Auzind acestea, lupul alergă de grabă la ursul fierar. Aha. Și ascultă limba și dinții ca să-i fie glasul mai subțire. Mhm. Ia, uitați-vă ce șmecheri. Nu o să mai își zicea lupul într-un gând spre cu căsuța capre și ochii luceau de poftă. Așa, bun. Mergem mai departe, da? Și așa a sosit. Iedul cel mare nu stătu la lăiara și trase zăvorul. Așa. Așa. Dar pe ușă deschisă, între... Intră lupul. Intră. Așa. Îi scăpărau ochii și... Și l-a mâncat. Dar pe ușa deschisă intră lupul căruia... Lupul căruia îi scăpărau gâtlejul de flământ ce era? Ce era și haț, îl mâncă pe el. Vai. Pe el cel mare. Bun, mai departe, Sara. Da, Sara. Văzând că nu mai e bine, lupul se așeză pe albie care scrisi sub greutatea lui. Pentru mijlociu, îi se păru că lupul a strălucat și, din obișnuință, așa. Albie era ce era? Era acea covată. Unde se spălau. Bravo, Sara, foarte bine. Mai departe. Aha, se bucură lupul. Ridicând albia, aici te-ai ascuns. Se face pâinea în albie. Și fără a mai sta pe gânduri. Așa. Îl mâncă și pe iedul mijlociu. Deci pe cine a mâncat? Pe iedul care? Mare și mijlociu. Corect. Și cel mic. Așa. După ce a mai codroit prin casă ca să se dea și pe iedul cel mic. Așa. Tocea chitic. Așa. Ascunzătoarea lui. Jale în urma lui. Foarte bine. Bun. Mai departe. În vremea asta capra venea spre casă. Da. Încărcată cu deale mâncări și găfâin. Săraca. Serge, mai departe. Găfâin să mă. Ia să vedem. Iar cel mic, cum auzi glasul caprei,
îi deschide ușa și, și cu lacrimi în ochi. Povesti? Povesti tot cum a fost. Vai! Spune, Ana. Acum nu-i mai rămâne, rămăsese deci iedul cel mic. Decât iedul cel mic. Decât iedul cel mic cu care îi plângea pe ceilalți doi. Ia uitați-vă ce trist era și ciocrișori. Capra s-a tot gândit cum să dragă și ce să-i facă lucrurile și uitându-se așa a pus la cale cum să-și răzbrăie zi. Mm-hmm, bravo, Sergia! Da, a făcut bucate care de care mai gustoase, deci lingea degetele cu alta. Nu alta. Așa. Aproape de casă era o groapă adâncă. Adică capra o umple cu paie cujorate și cu lemne putregoase ca să ardă în ochnit. Puse peste groapă miele și pământ deasupra lor. O rogojină. O rogojină? Ce e o rogojină? Nu știu. O masă. Nu, ia uitați-vă ce are în mână acolo. O plasă făcută din miele, așa o... Bravo, o pătură făcută din miele, da? Da. O pătură făcută din miele. Cât a mai vrut Anca. Ia uitați-vă. Citește. Ce spune Ana? Și se duse să-l poftească la masă pe lup. Acesta parcă aștepta, căci e zi, abia îl deschiseseră pofta, lingându-se pe bot. Așa, lingându-se pe bot. Bun, hai să stăm jos pe pernuță. Și să jos pe pernuță. La masă. Mai departe. Lupul o luă pe urmele capre care îi spuse că nu știe cine l-a mâncat. Durerea de această veste, încercând să dea vina pe urs. Aha, ia uitați-vă, cu burtoiul ăla, deși de ce a lăsat așa butoiul mare? Pentru că... O, eu mâncat pe el. Exact, da, yes. Da, face bună că eu am înghițit de tot. Aha, ajuns, Sergia. Poate îi dă un pumn, uite, și stai. Ajuns acasă, capra îi puse masa pe... Rogojină, da? Rogojină și îl așeză pe un scaun de... Ceară. Care se topia pe nesimțite. De la căldura? De la căldura focului? Groapă. Pentru că era groapă sub, da? Cu foc, da. Încins. Spune, Ana. Vinde deodată buf! Scaunul topindu-se de tot, lupul se prăvăli peste rogojină care se scufundă sub greutatea lui în vâlvătaia focului. Zadarnic se ruga cu milă până capră să-l scape. Milă ce el mai era după... Milă de el? Nu era. Și auzim capurile și țapii din vecinătățile de patima lupului, iar le mai păru, care le mai păru bine și s-au adunat cu toții, venindu-se împreună. Și Sergia vreau acum. Și a fost praznic mare, unde a fost povestitorul, care după aceea a încălecat pioșa și ce v-am spus? Deva a spus povestea așa. Sfârșit! Din 1980!
Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Uiha! Să întrebăm și pe copilași ce filme le plac. Da, așa este. Ia spune, Sara, care e filmul tău preferat? Wings Club. Și ai un actor preferat? Din desen de Bloom. Uh-huh. Mai departe, cine mai știe? Cine a fost la cinematograf recent și a văzut un film? Ia spune. Da, nu mai țin minte. Nu mai știi? Nu știi de acolo la cameră. Nu mai știi? Hai să vedem cine știe. Ia spune, Sergea. Care e filmul tău preferat? Filmul meu preferat, Coada Mare, 1, 2, 3 sau câte sunt. Până la 3 le-am văzut pe toate, mi le plac foarte mult. Și actorul meu preferat de comedie, dar chiar am uitat cum îl cheamă. Am înțeles, dar ăsta comedie, să înțeleg, da? Da, cu un anumit actor. Anumit actor. Știți la comediile? Ia spune și Alexei, ia spune și tu. Care sunt? Îți plac comediile? Sau filmele de dramă care te plângi? Ia spune, îți place să râzi sau să plângi la un film? Să râd. Să râzi? Uite acolo așa la cameră. Așa? Ai vreun film preferat sau vreun desen preferat? E un desen. Care? Știu. Garfield. Garfield. Cine e Garfield? O pisică. O pisică. Ia spune, ia zici și tu, Patrick, uite acolo la cameră. Așa. Hotel Transilvania 2. Așa, mai departe. Spune, Ana, care e filmul tău? Mie îmi plac comediile, iar filmul meu preferat este, sunt desene, mai multe episoade, Avatar. Aha, așa. Și ție îți plac? Foarte bine. Și mi-a plăcut și Hotel Transilvania. Și Hotel Transilvania, da. Da, da, da. Eu am CD-ul acasă cu Avatar. Bravo, ție. Ia să vedem, Mila. Ce-ți plac? Dar care e filmul preferat în care a jucat tăticul tău? Te-ai uitat la vreun film în care a jucat tatăl tău? Da. Da? La care te-ai uitat? E comedie. La cum se numește comedia? Crimea pe strada Lursi. Așa, dar asta este un spectacol de teatru în care a jucat tăticul tău. Dar un film, îți amintești? Alex a jucat în California Dreaming, care a fost foarte premiat și la festival de film de la din Transilvania, din Cluj și în foarte multe alte festivaluri. A jucat în foarte multe. L-ați văzut poate în multe, mai multe, n-are rost să povestim că... Anastasia, care e filmul tău preferat? Titanic. Îți mai plac și alte genuri de film? Comedia îți place? Da. Comedie. Tuturor cred că ne plac. Știi? Comediile. Ia, spune-mi astăzi. Și actorul meu preferat sunt doi. Da. Este Maya Morgenstein. Și... Păi cum, n-a plăcut să uite la mele niște, ne? Doamna Maya, vă salutăm. Să nu uitați la Anastasia, da, la următorul proiect. Vă rugăm frumos. Și Aurelian Temișan. Evident, așa, care e și cântăreț. Este, da, un cântăreț îndrăgit. Silvania 1 sau 2. Am înțeles, deci 1 sau 2, nu am 2. Actorul meu preferat este Nicolas Cage. Și Jim Carrey. Actrița mea preferată este Meryl Streep. Și actorul meu preferat nu știu, sunt mai mult, să știi. Edward Norton. Îmi place foarte mult, sunt mai mulți, ce să mai... Plus că cei români, asta n-ar o să mai spun, Oana Pelea sau Lucia Sturza Bulandra, Dumnezeu să odihnească. Îți plac comediile, nu? Oh, ba da, am o comedie, cine a văzut Matilda? Țineți, vă place? Ești foarte... Da, ai cartea. Da, am înțeles, da, e foarte drăguță Matilda. Numai că e puțin dramatică. E puțin dramatică. Directoarea e... Directoarei ei nu-i plac fetițele cu împletituri sau codițe, da. Și așa că a prins-o de păr și că era o aruncare, o aruncătoare foarte bună cu ciocanul, a prins-o de codițe și a aruncat-o pe geam afară. Trist. Dar e bine, nu? La urmă e bine, Matilda, da. Nu? N-am ajuns la finalul cărții, dar o să, dar știu puțin din final că o să rămână cu profesoara ei, domnișoara Hani.
Eu acasă uneori mai fac filme nostrume cu pisica mea mică, cum se leagă și... Da? Am înțeles. Da, spuneți. Mai simplu de explicat, personalitatea lui Trunkbull, pot să zic că nu e normală la cap. Da, v-ai zic că părinții Matildei nu erau nenormali, nu gândeau, mai ales mama Matilde, care pe ea nu lăsau să citească. Ziceau, de ce să nu se uite ca oamenii normali la televizor? Oh, vai de mine. Adică nu e plus că erau să vedea televizor, nu mai ales la 300 cu povești. Anastasia, tu astăzi ne-ai pregătit o surpriză. Le spune și celor de acasă despre ce este vorba. Este vorba despre o melodie foarte dragă mie. Înainte de a vedea despre ce este vorba și ce melodie ne vei cânta, spune-ne, te rog, în tabăra de film, vei mai merge? Sau? Voi merge la vară, în august, la Vama Veche. La Vama Veche? Da. În urma unei preselecții sau cum ajungi? Da, este o preselecție. Mai multe orașe și se selectează câteva copii. Am înțeles. Mult succes, draga mea. Și haideți să urmărim acum pe Anastasia, după care noi revenim. Draga mea, felicitări! Ai cântat minunat și îți mulțumim! Te mai așteptăm și alte date la noi în emisiune. Ești binevenită oricând, ești o mică vedetă a Aradului și suntem mândri de tine. Mulțumesc! Și o să mai vin! Fii sigură!
Vreau să vă spun, am o mică surpriză, am uitat să spun Andrada, un regizor de film care face filme va fi alături de noi în curând să ne facă un mic interviu, să ne povestească cum este să fii, ok, acum știm ce este să fii un actor, dar cum este să fii un regizor de film. Haideți să urmărim! Bună ziua, dragă Onoriu, mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră să vii la Trăisuța cu povești. Tu ești și regizor, dar ești mai mult decât atât, ești și producător de film. Noi suntem copii și ne-am dedicat această emisiune exact acestei tematici, lumea filmului. Și vrem să ne ajuți mai mult să înțelegem mai bine care este această lume. Mai întâi, povestește-ne puțin despre meseria de regizor de film și de producător. Ce înseamnă asta? Cu ce se mănâncă? În primul rând trebuie să știm că pentru a face un film avem nevoie de mai multe ingrediente. Ca și la o mâncare bună avem nevoie de elementele importante care dau gust mâncării. Aceste elemente importante sunt actorii care ne transmit povestea prin emoție, prin jocul lor, regizorul care îi pune pe actor să realizeze niște lucruri în funcție de scenariu pe care l-a scris un scenarist, și dacă e vorba de film, discutăm și despre o echipă tehnică, care înseamnă operator, înseamnă oameni care fac luminile, care ne pun pe noi în valoare ca și personaje, ca și, mă refer acum generic, la personajele care interpretează povestea. Sunt foarte mulți oameni tehnici în spatele unei echipe de filmare, dar toată lumea concură spre a reuși să facem un film așa de plăcut și așa de interesant cum îl vedem noi pe ecran. Dar, de exemplu, chiar am întrebat și Andrada mai devreme, cât ia, m-a întrebat pe mine, eu m-am făcut câteva filme, dar prea puține la viața mea, cât ia unui film de la ideea care apare în mintea producătorului sau regizorului până să apară în fața noastră pe micile și marele ecrane. Cât poate să fie de lung? Trebuie să știm că sunt filme mai simple și filme mai complexe. În funcție de complexitatea poveștii pe care vrem să o transmitem, ne ia un timp mai scurt sau mai lung pentru a realiza filmul, care necesită joc actoricesc din partea unor copii sau cu animale, are nevoie de un timp mai mult de a fi filmat. Bineînțeles că și până să ajungă să fie filmat, trebuie să fie pregătit. Deci, teoretic, filmul respectiv durează în timp mai mult ca să fie realizat. Un film care nu este nevoie, în care nu este nevoie de actori, copii sau efecte speciale sau animăluțe care se joace în filmul respectiv, are nevoie de un timp mai scurt, teoretic, de... Deci să spunem așa că noi, de exemplu, că dacă noi copiii ne-am dorit să jucăm într-un film și evident că ne-am dorit să fie și cu animale și cu tot fel de animale care vorbesc și cu care alergăm pe câmpii și așa mai departe și trecem prin foarte multe aventuri, cam cât ar dura un așa film? Depinde ce lungime are filmul. Să zicem un lung metraj. Un film de lungmetraj se poate face dacă ai o echipă bună în spate și niște copii disciplinați care știu ce au de făcut și care au idee despre ce înseamnă să joace într-un film, se poate face și într-un an de zile. Dar asta înseamnă ca în momentul în care te apuci de filmare să ai povestea gata făcută. Deci pentru noi ca... Deci noi, ce ne spui tu acum este că noi copiii trebuie să fie foarte, foarte, foarte disciplinați pe platoul de filmare. Da, și în primul rând talentați, că dacă ești un talent nativ, atunci normal că îți vine mai ușor să joci într-un film. Dacă nu, atunci trebuie să muncim mai mult și să învățăm, să facem niște cursuri, să ni se explice de către regizor ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, ce nu trebuie să facem. Tu faci cursuri de acest gen pentru copii? Te-ai gândit vreodată? Eu mă ocup mai mult de partea de producție, dar se poate face și putem să discutăm la un moment dat despre un curs specializat pentru ce înseamnă un film și cum se poate face. Deci dacă ai avea nevoie, de exemplu, pentru un film de un copil care să joace puțin mai mult, doar să nu să aibă doar așa o figurație de câteva secunde, care ar fi procedura pentru tine ca și producător? Cum ai lua cu acel copil? Păi, în primul rând ar trebui să știu care e povestea, nu? După ce avem povestea, se face un casting, așa se numește. Este o ședință de unde ne întâlnim echipa tehnică, cei care fac filmul, cu tinerii actori care vor să joace în film și în funcție de rolul potrivit și în funcție de talentul pe care îl au cei care vor să participe la filmul respectiv, se va alege 1, 2, 3 copilași care să joace în film. Se vor alege.
trebuie să știm că, normal, dacă sunt roluri de fetițe, trebuie să căutăm fetițe, dacă trebuie să căutăm băieți, clar că o să alegem dintr-un grup de băieți. Și în funcție de talentul pe care îl are fiecare, de rolul care trebuie să-l interpreteze. Ce înseamnă o audiție? Ce se întâmplă la audiție? La audiție trebuie să te duci pregătit ca să-ți câștigi, în primul rând, poziția de actor într-un anumit film. Și pentru asta trebuie să fii, să cunoști, în primul rând, ceea ce, rolul pentru care te duci. E foarte important să te duci pregătit la Deci se primește un text dinainte, da? Se primește sau nu, dar tu trebuie să te documentezi. Dacă e vorba despre un film pentru copii, trebuie să știi că personajul tău este cu tare pentru care dai rol. Sau se poate da o audiție, un casting pentru un portofoliu de roluri. Și atunci echipa tehnică din spate, regizorul, producătorul, aleg dintre copiii care se prezintă acolo persoana cea mai potrivită să interpreteze diverse roluri. Și din nou revin că noi suntem mai copii și ne interesează partea noastră de, de treabă. Ce facem, de exemplu, noi suntem, știm că ne pricepem să spunem poezii și așa mai departe. Apare un casting pentru un film, pentru copii. Dar avem un text, da? Și mergem acolo. Practic, asta facem, doar spunem textul în fața, în fața comisiei sau comisia ne cere și alte lucruri. Să cântăm, să... nu știu. Se poate să se ceară și altceva în funcție de complexitatea rolului. Dacă este un rol în care trebuie să spui doar text, atunci probabil că e suficient să spui textul. Dar se vor face fotografii acolo, se va înregistra vocea, să vedem dacă e vocea cea mai potrivită, să știm, să vedem dacă avem track. Probabil că ne va pune regizorul în niște situații în care să ne dăm, să-și dea seama dacă avem sau nu track. Ce înseamnă track? Track înseamnă... așa mai pe înțelesul tuturor, emoțiile care apar în fața unui public, în fața unui juriu sau în fața camerei de film. Care ne blochează, cum ar veni. Care pot să ducă la un blocaj și oricât de talentat ai fi, dacă ai trac și dacă din punct de vedere emoțional ești mai sensibil, atunci se poate să te blochezi. Dar actorii adevărați nu prea au trac. Asta zic că dacă e talent, până la urmă, e talentul învinge, nu e așa, tracul? Sigur că da. Cu puțin antrenament se poate trece. Hai să ne dai puțin la tine și să spui povestea ta. Cum te-ai hotărât tu să faci filme? Povestea mea începe de când eram mic. Aveam 9 ani și atunci m-am dus prima dată la Palatul Copiilor, la Cercul de Fotocine Club. Atunci am intrat în lumea magică a filmului, descoperind tehnic, pas cu pas, ce înseamnă un film. Și văzând că îmi place ceea ce am învățat acolo, am vrut să mă duc la un dat la facultate de film. Pe vremea aceea erau 2, 3, 4 locuri pe țară și lucrurile s-au schimbat în momentul în care a venit Revoluția și m-am dus la Televiziunea Arad, printre cei care au înființat Televiziunea Arad, cu fostul meu profesor, Virgil Gireghe, și de acolo am luat-o într-o zonă de film pentru televiziune, din zona asta de mai mult de jurnalism la început, după care am început să fac filme. Acum facem filme pentru copii, filme de comedie, filme de documentare, de scurtmetraj, de lungmetraj, depinde. Câte filme ai făcut până acum? Eu n-am multe filme făcute, am doar câteva filme, pentru că am făcut 3 filme de scurtmetraj, am participat la un film de mediumetraj și acum avem în pregătire 3 filme de lungmetraj. Unul dintre ele este film documentar, celelalte două sunt filme de ficțiune. Deci durează mult, îți ia mult timp până să faci să te legi un film. L-am spus, depinde de scenariu. Dacă e un scenariu mai complex care are nevoie de mai multe elemente care poate nu sunt din zilele noastre, cum avem acum un scenariu Iren, la care am scris și povestea, a cărui poveste se întâmplă în cel de-al doilea război mondial și unde trebuie să ducem orașul în zona aia, celui de-al doilea război mondial, unde avem nevoie de mașini, de vestimentație, machiaj, coafură, da. Toate lucrurile în tonul atmosferii din cel de-al doilea război mondial, pentru ca povestea noastră să fie credibilă, atunci ai nevoie de 4, 5, 6 ani, depinde și de resursele financiare pe care le strângi și cât de repede reușești să le strângi. Dacă este un film mai simplu, atunci ai nevoie de un an, 2 ani, dar asta înseamnă că lucrezi destul de susținut pentru. Ce planuri ai de viitor? Unde, la ce festival ai vrea să ți-ai dori să mergi cu filmele tale? Toată lumea speră să ajungă la festivalurile de prestigiu. Problema nu e să ajungi la festival, problema e să ajungi să te califici
între cei care participă pentru și se bat pentru premiul final. Prima dată aș zice să vedem filmele, să fie gata, să vedem pe ecran că filmul respectiv merită să fie prezentat la un festival, după care, bineînțeles, că o să vedem țintă, o să țintim festivalul potrivit. Și unde putem să vedem filmele tale? Unde le putem găsi? Pe internet? Nu, pe internet. Vor fi la un moment dat puse pe internet, dar acum reconfigurăm puțin site-ul și... Am înțeles. Așteptăm că de curând să ne spui mai multe ca să vedem, să te urmărim mai clar. Mai ales că noi copiii ne-am bucurat foarte mult să te mai avem în preajma noastră și cine știe, poate pe viitor să mai colaborăm. Un ultim sfat de final, așa, pentru noi cei mici care ne-am dorit poate să ajungem la un moment dat să cunoaștem mai îndeaproape lumea filmului. Ce sfat ne dai? Un sfat? Eu cred că cel mai bun sfat e să-ți urmezi visul. Mulțumim! Cu drag! Festivalul de film pentru copii Kinodiseea vine la Arad între 18 și 22 aprilie la Cinema Arta. 15 proiecții de film pentru copii de toate vârstele. Magia lumii se mută pe marele ecran al festivalului. Intrarea liberă. Pentru informații suplimentare, intrați pe www.kinodiseea.ro. Am ajuns la final. V-a plăcut? Uitați, la diapozitive. Da? Cum a fost? A fost interesant? Ia zi, Bila, ți-a plăcut? Da. Da? Am ajuns și noi la finalul emisiunii, ca în fiecare sâmbătă. Toate au și un început, dar și un final. Este ora 11 aproape, dar noi ne întoarcem în fiecare duminică în reluare, în casele dumneavoastră de la ora 9, da, iar miercuri și joia de la ora 1 jumătate după masa. De asemenea, vom fi în casele dumneavoastră, în caz că ne ratați. În weekend. Și vom aștepta mulți copii talentați la noi. Vă rugăm să ne mai trimiteți mesaje. Chiar dacă nu reușim să răspundem imediat, noi vă promitem că vă vom răspunde, vă vom contacta, dacă ne lăsați și un număr de telefon, astfel încât să putem lua legătura, să veniți la noi în platoul emisiunii Tristuța cu povești. Ei, da, am ajuns la final. Mulțumim. Mulțumim, Anastasia. Sara, mulțumim Alexei, mulțumim Patrick, mulțumim Ana, mulțumim și Milei, mulțumesc Andrada. Mulțumesc Georgie și mulțumim tuturor sponsorilor emisiunii care ne sunt alături. Și echipei noastre de la VSTV, echipa Trăisuței noastre, mai ales mulțumim Dodi, care e lângă noi. Și te salutăm. Faci și tu din cap, da? Mulțumim. Păi ați fost cu minți, așa că meritați acum o surpriză. O surpriză? Haide să vedem, Anastasia, ții tu mânuțele așa în timp. Hai să vedem, vin aici lângă Georgie și încercăm să facem magie, da? Ia să faceți și voi magie. Tu ții mânuțele, amândouă așa, mânuțele, și... Vă pupăm, dragii noștri, și să aveți o sâmbătă minunată! Povestea continuă!